Bună ziua, drăguții mei, și bine v-am regăsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare minunată, ca de fiecare dată, pentru dumneavoastră, pentru a vedea, dragii mei, ce se întâmplă cu această persoană, care mai este situația în care se află, ce gânduri mai are, ce lucruri vrea să facă mai departe. Vom vedea toate aceste energii, ca de obicei, în tarot și, evident, în oracol. Iubiții mei, ca de obicei, am să spun, este o etalare generală, luați doar ceea ce vă rezonează, ceea ce o lăsați celorlalți, cu siguranță, un mesaj, un gând bun sau ceva pentru sufletul tău, vei afla astăzi. Cei care nu s-au abonat, te invit, vă rog frumos să se aboneze, dragii mei, îmi faceți un mare favor, este gratis, este pentru a putea crește acest canal mai mult și pentru a fi cât mai mult și pentru a face lucrurile cât mai bine împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc anticipat pentru orice gest de a face abonări și de a vă putea alinia aici cu canalul meu mai departe. Mulțumesc frumos tuturor celor care se uită mereu, celor care îmi lasă opinii, păreri, complimente, aprecieri. Vă iubesc mult de tot și vă cer mii de scuze că nu pot să vă răspund la fiecare în parte, dar le citesc, dragii mei, cu atenție pe absolut toate și îmi bucură inima să văd că dumneavoastră sunteți lângă mine mereu. Haideți să vedem ce ne spun astăzi deci cărțile. Voi lăsa tarotul deoparte, întrebăm prima oară oracolul pentru a vedea energiile, moment în care profit și spun și de etalările private, care oricând, dragii mei, sunt pentru dumneavoastră, pentru situația fix personală pe care o aveți, puteți apela, aveți aici telefonul pe măsuță și mai jos telefonul și mail-ul în descrierea acestui video. Oricând aveți nevoie, vă aștept cu drag. Drăguții mei drăguți, au ieșit trei energii, haideți să vedem ce vor să ne zică astăzi aceste energii ale oracolului, care este situația cu această persoană sau ce trebuie să știți dumneavoastră acum. Avem prima energie, logodna, compromisul, o situație care în viața noastră, mai ales în viața amoroasă, că despre asta vorbim, va crește în perioada următoare, pentru că simt aici că această persoană care până acum n-a făcut nimic, a dat bir cu fugiții, poate nu mai știți de el sau de ea de mult timp, sau poate între timp s-au combinat și cu alte persoane, au avut viețile lor total separate, simt că se vor apropia de dumneavoastră, dragii mei, din nou. De ce? Pentru că își doresc mai mult. Poate că atunci când au plecat nu erau convinși, nu erau hotărâți, sau ați avut persoane între dumneavoastră și ei care s-au băgat, dar văd aici că acest compromis, această situație frumoasă, acest următor nivel va reveni între amândoi foarte curând. Pentru că este vorba de a face lucrurile bine, de a face lucrurile împreună și a nu se lăsa în voia sorții. Eu cred că această persoană, dragii mei, va veni către tine cu o mare propunere. Simt asta pentru foarte mulți, sper să rezonați cât mai mulți cu ceea ce văd și să fie cât mai fain, pentru că cred că dumneavoastră aici de mult așteptați ca acest om să-și dea seama de ceea ce a trăit fără tine, de ceea ce simte la distanță și să revină cu gânduri bune și serioase. Și pentru mulți asta se va întâmpla. Am aici energia unei decepții, dragii mei, pentru că mulți ați trecut prin niște situații sau ați cunoscut persoane care au purtat niște măști, care în relația cu noastră n-au fost sinceri, care au fost destul de toxici, care au încercat să vă ia toată energia sau să profite de noastră în orice sens, fie că a fost vorba de timp, de bani sau de suflet, da? Am acea senzație că știți despre ce este vorba și că veți face tot ce se poate ca să ieșiți din această stare, pentru că e ceva ce a venit peste dumneavoastră neașteptat sau la început nu ați vrut să vedeți sau nu ați vrut să acceptați această persoană avea două fețe. Este clar că la nivel general pot fi și alte persoane, nu doar persoana de care vorbim la modul pereche, ci pot fi, dragii mei, orice persoane din jurul noastră care cu falsitate se apropie și v-au decepționat în această perioadă. Da? Deci nicio problemă, veți trece cu bine peste pentru că vă veți da seama de foarte multe lucruri și veți face schimbările necesare. Cu ultima energie, dragii mei, cu copiii, este clar că aici viața noastră este afectată de copii. Ori vă iubiți foarte mult copii, aveți o situație despre copii, poate aveți niște copii aici un pic bolnăviori, cu niște probleme de viață sau care trebuie să dea examene. Sau pentru alții copii care, fiind mai mari de vârstă, probabil s-au combinat și ei la rândul lor și nu sunteți foarte fericiți în relațiile pe care aceștia le trăiesc. Iar pentru o mare parte, această carte, dragii mei, poate să însemne întoarcerea la inocență sau faptul că în relația actuală copiii sunt ceea ce, într-o formă sau alta, au fost cauza pentru care dumneavoastră, cu partenerul, indiferent că este un trio sau nu, nu ați putut în acest moment să ajungeți împreună pentru că aveți nevoie să lămuriți și să clarificați aceste energii vis-a-vis de ei. Poate că sunt aici niște obligații maritale, există niște contracte de suflet, o familie și așa mai departe, da? Deci nu este nimic rău, doar că trebuie rezolvate aceste probleme pentru a fi bine, pentru a fi bine pentru toată lumea și a lăsa pe toată lumea mulțumită. Drăguții mei, cam acestea au fost energiile. Haideți să vedem acum ce ne spun cărțile de tarot. Care este situația cu această persoană? Ce trebuie să știi? Ce se mai întâmplă? Ce mai pune la cale? Ce mai gândește? Care vor fi acțiunile viitoare pentru dumneavoastră, el sau ea? Haideți să vedem împreună ce ne este astăzi, pentru că e clar că avem nevoie să întrebăm tarotul care este situația cu această persoană. Am să ridic un pic mai sus, dragii mei, ca să avem loc să punem cărticelele.
Drăguții mei, ca zodii avem, avem berbecul, avem vărsătorul, avem balanța, avem leu, avem aici un capricorn, avem pește, avem rac, avem din nou leu sau berbec, avem o fecioară, avem taur, avem scorpion, avem rac, avem din nou capricorn, avem fecioară și pești sau râcușor. Bun. Am zis, asta sunt pentru cei care vor să le știe în mod deosebit. Nu este un capăt de lume, dragii mei. Dacă nu ies toate zodiile, v-am zis, țineți conști de ascendent. Poate că iubitul dumneavoastră este un taur cu ascendent în berbec sau poate că este o fecioară cu ascendent în scorpion și trebuie să vă uitați la ambele zodii care este caracteristica. Da? Deci nu le luăm motamo și bătute în cuie, pentru că v-am zis că tot ce se întâmplă cu o persoană influențează, inclusiv educația, experiențele și viețile trecute, pentru că toate vin într-un cumul în persoana noastră atunci când ne naștem. Drăguții mei, haideți să vedem deci care e situația cu această persoană. Văd aici pentru mulți că probabil persoana asta parcă și-a luat lumea în cap într-o formă sau alta, da? Și-a luat lumea în cap pentru că ori tu ai plecat din această relație și ai încercat să-i arăți cu ei de la zero pentru că nu se mai putea așa, ori persoana asta, dragii mei, a plecat departe și a încercat să-ți arăte ție cât de tare și mare și ce fericit și ce bine este acolo unde este, indiferent că este cu altcineva sau singur. Pentru că văd aici că a fost ca un fel de demonstrație de circ din partea acestei persoane care a încercat să-ți arate că nu-i pasă că tu nu mai ești în viața sa, că poate să o ia de la zero oricând, că poate să facă ceva ceea ce nu-l va afecta sau să arate, știți cum e lumii prietenilor, vecinilor, că el a putut să plece din relația asta sau a putut să închidă o ușă și că nici măcar dacă nu și-a rămas bun în cazul unora, nu este nicio problemă, pentru că el știe ce face, știe ce vrea. Văd aici răcirea unei persoane sufletește, pentru că probabil, dragii mei, nu v-a înțeles sau ați fost pe diverse unde de înțelegere, da? Simt aici acea energie în care și unul și altul poate nu v-ați, sau mai bine spus, v-ați confruntat cu situații în care această persoană s-a purtat rău, s-a purtat crud cu tine, ai înghițit destul de multe, ai făcut prea multe sacrificii, ai oferit lucruri pe care persoana asta probabil n-a știut să le aprecieze, da? N-a știut cum să primească ceva, n-a știut cum să aprecieze ceea ce îi dădeai tu și văd aici că și statutul dumneavoastră a fost șifonat, pentru că, dragii mei, mulți aici ați fost puși pe locul 2, deoarece această persoană nu a vrut să vă dea întâietate în viața sa. Aici, mai ales cei care vă știți în triunghiuri amoroase, cu siguranță, dragii mei, că asta a fost situația, pentru că văd pe cineva care a închis ușa, a pus lacătul și a spus, aici nu mai calci. Și cred că această persoană ai fost tu, pentru că în final te-ai săturat de un du-te vino, te-ai săturat de acum vin, acum plec, acum vorbesc cu tine, acum nu, dau două telefoane, ne întâlnim o sâmbătă, cinci nu, dar știu eu te iubesc și sunt cu tine. Deci văd aici pentru foarte mulți că v-ați săturat de această rotiță a șoareciului, cum spun eu, în care dumneavoastră ca un cobai v-ați învârtit de dragul acestei persoane. Iată că roata asta a norocului pentru acest om a la sfârșit, pentru că v-ați simțit, dragii mei, într-adevăr îngreunați de toată energia sa, ca și cum i-ați luat în spate întregile păcate și toate problemele și toate bagajele emoționale cu care venea și dumneavoastră în loc să fiți fericit, ia că tăcați suferi mai mult decât această persoană înzecit. Eu ceea ce simt este că probabil că dumneavoastră a spus această persoană întotdeauna pe locul întâi sau ați fost obișnuit și din trecut să vă sacrificați pentru toți în jur, ca cum copiii, ca cum mama și tata și acum acest om care a venit în viața ta ca un taifun. Și eu cred, dragii mei, aici că în momentul ăsta domnește multă distanță între dumneavoastră pentru că au existat gelozii nejustificate, vă simțiți singuri, poate și abandonați din cauza unui trecut egoist, în care felul acestei persoane, din ce văd, este cel ce a marcat, să spunem, relația cu tine, da? Pentru că tu până să-l cunoști nu erai așa. Odată ce l-ai cunoscut, ți-ai schimbat absolut total modul de a gândi, modul de a vedea lucrurile, parcă omul ăsta, așa știți, a fost ca și cum te-a lovit cu trenul și în final te-ai trezit la realitate. Evident, o realitate pe care n-ai vrut să o guști pentru că a fost amară. Când spun amară, dragii mei, este pentru că acest om se iubește doar pe el, foarte mult egoism, văd aici, foarte multe lucruri care le-a făcut doar de dragul său și simt aici că n-ai putut niciodată să-i dai spatele sau cel puțin asta se întâmpla în trecut pentru că îl iubeai foarte tare. Avem aici cartea sufletelor pereche, avem cartea acelei persoane care vine și pleacă, ia ce vrea și nu face nimic mai mult, da? Eu cred că întotdeauna omul tău, într-o formă sau alta, a avut niște opțiuni pe lângă. Nu neapărat o fostă, un fost sau o actuală, ci, dragii mei, poate că a iubit mai mult banii, poziția lui, felul în care, nu știu, a profitat de tine cu anumite lucruri. Întotdeauna venea doar atunci când avea necesitate și niciodată nu ți-a promis mai mult. Sau cel puțin aici nu văd că dumneavoastră ați fost fericiți în această relație până la sfârșit, deoarece ceva s-a întâmplat sau cineva vi l-a luat sau cineva s-a băgat și de acolo s-a rupt toată creanga. Mai văd aici bârfe. Avem acest 5 de bâte care, dragii mei,
O carte tare urâtă, pentru că înseamnă și conflictele cu tine, dar și conflictele cu exteriorul. Persoanele alea care vorbesc vrute și nevrute, care se bagă, care influențează, că trimite energie negative, mai puțin important, chiar și o vorbă spusă aiurea poate să strice un cuplu sau poate să-ți facă ție o faimă negativă. Ceva de genul, poate ați avut amici care acestui om i-au spus, a, ai grijă cu ea sau cu el, că mamă, ce au făcut și înainte, câte lucruri și cel dinainte ce a suferit, cea dinainte, adică oameni care v-au opus vers pe dumneavoastră în fața acestei persoane, doar ca să iasă ei bine și doar ca să vă strice relația așa de flori de măr. Pentru că sunt și persoane de-astea care când n-au ce face strică viețile altora, da? E clar că pentru foarte mulți drăguții mei, eu văd aici niște schimbări colosale. Spun schimbări pentru că v-ați dat seama de egoismul și de felul negativ în care această persoană a cam făcut lucrurile cu tine, da? N-a fost capabil să renunțe la nimic, tu ai renunțat cam la mult. Te-ai văzut aici pur și simplu de la o parte, persoana asta s-a văzut bine și a uitat de cum e să împarți cu cineva sau să ajuți în mod constant într-o relație să pui și tu umărul. Văd aici că se uită cumva de la distanță astăzi, poate prin rețelele sociale, prin alții, pentru că încă îl mănâncă curiozitatea, dragii mei, sau mănâncă curiozitatea să vadă ce faci tu, pe unde te mai învârși și cu cine, dar văd aici că situația sa de la distanță nu este o situație deloc fericită, da? Pare că parcă a pierdut nordul și sudul, e ceva care i s-a întâmplat și lui, stând niște dureri iremediabile, pentru că, vedeți dumneavoastră, energiile astea arată că și persoana asta, în final, a primit ce merita, da? Pentru că Dumnezeu nu doarme, karma se plătește, drăguții mei, indiferent cât de mult credem noi că nu, și eu cred aici că această persoană începe să se comporte diferit. De ce? Pentru că se simte foarte vinovat, simte că are de făcut alegeri. Vede că și el în momentul ăsta își plânge în pumn pentru că n-a mai găsit pe nimeni ca tine. Cei de după tine sau cei cu care stătea sau cu care stăteau, dragii mei, fie că este una, el, ea sau familia sau de egal, așa, nu au făcut nimic din ceea ce i-au promis. Sau cel puțin a fost amăgit într-o zonă de confort, în întoarce-te la mine că o să fie bine, hai că facem lucrurile ca lumea, când de fapt acolo n-a primit nimica, a fost doar ca să-l separe cineva de dumneavoastră, da? Deci lucruri aiurea, energii foarte triste, văd că nu se mai regăsește în viața sa, parcă se sufocă și noaptea, suferă foarte tare, a făcut foarte multe lucruri la ambiție această persoană și iată că demonstrația asta, știți cum e, trecând peste că a încercat să pară marele familie sau marele șef sau marea persoană care face multe lucruri în viața asta minunate, credeți-mă că până la urmă s-a dezamăgit singur și a dezamăgit și pe cei din jurul său. Adică ceea ce tu i-ai spus odată că se va întâmpla și va urma să se întâmple în viața lui când pleacă de lângă tine, nu a crezut și acum îți dă dreptate, chiar dacă are lacrimea mare în ochi. Văd aici că mulți, dragii mei, știți cum e, își schimbă modul de viață pentru că n-au încotro. N-au încotro pentru că sunt refuzați, sunt dați la o parte. Poate că și această persoană la care s-au dus în final prind că îi înșală. Destineți-vă bine, ceea ce v-a făcut el dumneavoastră îi să face lui, da? Deci pur și simplu vede că acel om la care s-a dus sau cu cine stă sau eu știu ce a ales el nu este greu curat. Adică și acolo persoana aia ori l-a înșelat, ori prinde mesaje, ori vede că într-o formă sau alta îi se întorc aceleași lucruri. N-aș vrea să spun că e neapărat blestemat, pentru că nu e ideea de blestem peste tot, dar dragii mei, probabil a avut aici o karmă sau a avut niște persoane care din familia sa au transmis lucruri care, vedeți dumneavoastră, cum zis, se zicea odată al șaptelea neam. A picat pe cine nu trebuie. Văd aici că e foarte dezamăgit pentru că uneori se simte total dat la o parte și ca și cum Dumnezeu și-a luat, inclusiv Dumnezeu și-a luat mâna de pe el sau de pe ea. Da? Deci se simte aici deznădăjduiți. Eu văd că sunt sincer la pământ. Se simte așa ca și cum ceva îi omoară încet, dar sigur. Știți? Și e sentimentul ăla de că nu mai are opțiuni, că nu mai are soluții, că nu mai are libertate. Parcă nu se mai recunoaște pe el sau pe ea. Da? Deci cred aici că nivelul ăsta de a suporta în momentul ăsta problemele astea îl fac pe această persoană, o fac pe această persoană, iertați-mă, să înțeleagă că tu i-ai dat tot, dragoste, suport material, încredere, lucruri rare, dragii mei, care nu se găsesc pe toate străzile, pe toate drumurile, da? Era acea vorbă cu nu arunca perle la porci și fix asta a fost ceea ce el a făcut, pentru că în loc să te iubească, să stea cu tine, să faceți o familie, să mergeți mai departe, a preferat, iertați-mă, să facă altceva. Adică așa, la modul, la voia întâmplării, las că arăt eu persoana astea cine sunt eu și că pot eu mai bine și mai repede să-i arăt cât sunt de fericit. Demonstrațiile astea, din păcate, toate au fost niște eșecuri și cu eșecul acesta, dragii mei, merge omul ăsta în momentul ăsta la pas înainte. S-a săturat și el, are multe regrete. Văd că tu oricum l-ai scos cumva din energia ta pentru că te-ai săturat și tu să mai stai acolo. Ai așteptat multă recunoștință, multă implicare și ai primit nimic, da? Deci eu văd aici că vorbim de un om care astăzi
astăzi, dragii mei, nu înainte, știe și va ști ce are de făcut, pentru că atunci când era cu tine se simțea liber, se simțea fericit, da? Se pare că nu-i mai merge același lucru cu cel cu care e. În momentul ăsta și el se simte atras din nou de energia ta, pentru că vede că atunci când erați împreună a fost acea perioadă de vindecări, de rezolvări și faptul că tu niciodată nu l-ai lăsat la greu, da? Niciodată nu i-ai spus minciuni. Tu întotdeauna, oricât de dur a fost, n-ai avut o mască și i-ai spus absolut realitatea și ai spus ce te durea și cum te durea. Poate uneori destul de dur, că și dumneavoastră aveți o manieră, poate uneori în care sunteți mai duri, dar, dragii mei, a fost pentru că ajunseseți la capătul răbdării, da? Deci asta iarăși nu e că vreau să fiu rău cu tine sau să te insult, dar uneori când spui lucrurile bine și nu te ascultă nimeni, încep să le spui cu glas ridicat și un pic mai agresiv, tocmai ca persoana aia să vadă că ai dreptate și că tu îți dorești ceva cu adevărat de la ea sau de la el. Eu văd că omul ăsta știe clar că tu e singura persoană care calmezi spiritul, pentru că văd, dragii mei, aici că într-adevăr se simt împliniți într-o formă sau alta și lucrează la ei. Lucrează la ei pentru că în momentul în care au pățit și ei ceea ce s-au făcut ție, își dau seama că viața nu e atât de senină, că lucrurile trebuie reparate din rădăcină și că dacă vrei ceva serios, trebuie în primul rând tu să fii un model pentru celălalt. Simt aici că tu te-ai întors cumva la viața cotidiană, ți-ai pus așa un fel de lacăt pe inimă la modul nu vreau să mai îmi deschid niciodată inima, dar, dragii mei, posibil să mai faceți asta doar cu prețul sincerității acestui om, pentru că văd acum că vă iubiți foarte tare, căutați o iubire sinceră mai departe, iar dacă va fi să fie cel din trecut, e ok, poate să vină, dar poate să vină numai în momentul în care are dovezi că ține la dumneavoastră, are dovezi ca lumea, că a lăsat tot ceea ce până acum v-a făcut rău și că vrea să fie cu tine. Deci dacă vine cu oferta aceea, cum se spune, cu un contract semnat și cu o discuție de recunoștință sinceră și cu iartă-mă cu adevărat și să facă lucrurile bine, poate că mulți aici, dragii mei, deschideți de ce nu brațele unei oportunități din nou cu acest domn, cu această doamnă la care vă gândiți. Dacă nu pentru mulți, iarăși vă spun un lucru minunat, e că puteți întâlni o iubire nouă. Da? Deci pentru foarte mulți aici pot apărea persoane care vă vor lumina viața, poate că nu le-ați așteptat întotdeauna sau poate că nu v-ați așteptat să mai iubiți din nou sau să vă mai îndrăgostiți de cineva sau să mai aveți încredere în ceva, dar eu vă spun din suflet că cu acest as de cupe cu care încheiem această etalare există o iubire care este pusă deoparte de tine, pentru tine de Dumnezeu și este iubirea ta, este destinul tău. Poate să fie această persoană la care te gândești sau poate fi cineva nou. Drăguții mei, cam asta am văzut în această etalare, foarte faină, pentru că știți cum e, când nu mai merge, nu se mai poate, e bine să ai opțiuni în viața asta. Și spun asta mai ales pentru cei, drăguții mei, care își doresc să spunem să facă ceva mai mult sau își doresc să schimbe lucrurile în bine. Simt asta pentru că mulți aici ați suferit, dragii mei, și ați suferit destul de tare. Da? Deci cu această persoană ați suferit destul de tare. Eu cred că sunt destule litere. Haideți să vedem ce ne iese astăzi. Avem R, avem G, avem litera A, avem litera F, dragii mei, avem litera Z, litera E, litera H, litera M, chiar au venit foarte multe, mă bucur, litera P, litera O, litera S, se repetă aici un G și un S, așa că am să le pun mai jos, dragii mei, ca să nu le punem de mai multe ori, și un E. Eu cred că au ieșit foarte multe, așa că cu siguranță vor corespunde cu mulți dintre dumneavoastră la care v-ați gândit, mă refer la inițialele de la nume. Dacă nu, nu-i problemă, data viitoare extragem mai multe litere, vor ieși din nou diferit, o să vedeți ca de obicei, nu în capăt de lume. Dacă v-a plăcut etalarea, dragii mei, mă bucur din suflet, vă aștept cu like-uri, vă aștept cu păreri, cu opinii, abonați-vă încă o dată, vă rog din suflet, pentru că mă ajută foarte mult ca să facem această comunitate cât mai mare și mai faină. Este gratuit, nu vă cere nimeni niciun ban, este tot, dacă dumneavoastră vreți din suflet să vă abonați. Vă aștept cu orice aveți nevoie sau scrieți-mi orice vreți dumneavoastră ca să îmbunătățim colaborarea împreună. Și, dragii mei, ne revedem cu toată dragostea data viitoare. Cei care doriți să vă aștept oricând, vă pup mult de tot și o zi minunată! Pa, pa!